Este născută într-o familie de artiști și nu putea altfel sau altă soartă să aleagă decât cea a muzicii. A făcut conservatorul, dar nu a așteptat să ia și ultima notă, pentru că a simțit nevoia să plece și să se redescopere. În această seară aflăm povestea fericită a unei femei curajoase și libertine. Ana Everling este aici alături de noi. Salutare, bine ai venit! De fapt, pe tine lumea te cunoaște cu alt nume. Așa. Numele meu nou sau cel vechi? Numele tău cel vechi. Munteanu. Munteanu. Așa te cunosc majoritatea oamenilor. Însă, familia. Familia. Uh-huh. Însă de câți ani deja trăiești cu acest pseudonim? Bine ai venit acasă! Mulțumesc! Ți-a fost de invitație. Ți-a fost greu să revii la română? Nu, eu gândesc în română, număr în română. Dar tu cânti în 6 limbi. Cânt în multe limbi, da. Da. Care sunt ele? Cânt în engleză, în portugheză, spaniolă, franceză. Cam astea sunt. Și română. Și română. În rusă nu cânt. În ce zonă din Statele Unite ești? Sunt în Chicago. City of Chicago. Și ai ales acest loc pentru? Pentru că mi-a plăcut. Mă plimbam într-o zonă foarte frumoasă din regiunea de nord a orașului Chicago și era toamnă și era un colorit bogat și arhitectură frumoasă și am avut un impuls de a-mi continua aventurile în acest oraș. M-am văzut acolo. Am avut o chemare. Uh-huh. Și faci acolo muzică. Da. De atunci de când ai plecat, asta ai făcut cu toate. Tu și în Moldova deja făceai muzică. Da. Erai în ce an la conservator când ai plecat? Eram anul 3. Anul 3. 3 ani de canto jazz. De ce? Nu este domeniul care să te propulseze pe marile scene ale lumii. E ceva foarte îngust și specific. De ce ai ales canto jazz? Mi-a plăcut, am fost foarte pasionată de jazz din liceu. Unde ascultai jazz? Ascultam la festivalul de muzică etno-jazz, organizat de formația Trigon. Ascultam cine mai venea să cânte pe la noi și mă fascina. Aveam și eu o colecție foarte mare de jazz acasă. Ai de-ai ascultat? Nu, aveam prieteni care ascultau câțiva, unul. Ei, păi bine și unul măcar. Da. Și prietenul meu, Alex Brescanu, care până în ziua de azi lucrăm și prietenim, el tot mi-a îmbunătățit colecția de jazz și am ascultat foarte multă muzică și instrumentală și vocală până când am hotărât să continui cu această muzică. Și să cânti această muzică în multe localuri. Avem în aceste clipe niște imagini pe care vrem să le împărtășim cu voi și să ne spui de unde sunt și în ce limbă cânti. Aceste imagini și în ce limbă cânti? Cânt în portugheză. Aha. O piesă care se numește Memoria e Fado, compusă de Egberto Gismonci și sunt cu David Underdonk, chitaristul David Underdonk, într-un local care se numește Honky Tonk. Unde? În Chicago. Da? În Chicago. Uh-huh. Eu știu că știi portugheza pentru că ești căsătorită cu un brazilian. Uh-huh.
Da, ăsta e numele meu. Sunt căsătorită cu Luis Everling, un toboșar brazilian. Așa. Stabilit în Statele Unite. Și ați făcut cunoștință tot în mediul ăsta. Da, cântam în aceeași trupă. Am început să cânt într-o trupă braziliană de bossa nova prin 2015. El deja lucra acolo și am fost prieteni timp de vreun an, cred, și colegi. Și așa ne-am cunoscut. Vorbim portugheză acasă. Mm-hmm. Română nu l-a învățat. Portugheza e aproape de Nu l interesează. Nu l interesează, că nu cred că o să vină vorba aia la socre. Sau tu ai fost în Brazilia? Nu. Nici tu în Brazilia n-ai fost? Nu, n-am fost. Venit, înseamnă că plecați rar pe acasă. Nu mă văd în Brazilia. Nu te vezi acolo? Nu. Ei, acolo e altă cultură. Totuși, da. Uite, părinții tăi au aflat despre plecarea ta atunci când tu deja erai acolo. Da. Da, am sunat-o pe mama și am spus că ne vedem peste vreo 15 ani. Și, mă rog, a fost mai repede, Ai venit în 10 ani! Am venit în 10 ani, dar am avut această viziune de prezicerea viitorului în acel moment. Ai legături cu... corpul tău astral sau cu... Intuiția. Intuiția. Mm-hmm. Asta, mai ales la femei, intuiția este foarte, foarte dezvoltată. Ana Munteanu, pentru mulți dintre voi care o cunosc așa, dar de când este femeie măritată cu brazilian, are numele Ana Everling. După 10 ani a revenit acasă, o istorie frumoasă a unei femei care a vrut să facă muzică acolo unde este apreciată. Și noi, în timpul cât am stat la publicitate, am făcut probă. În curând o să ne și cânte live ceva. Îmi dau seama că tu acolo nu cânti singură. Ai instrumentiști, muzicieni de prin toate colțurile pământului. Cânt și singură, fac one woman show și cânt cu foarte multe trupe din Chicago. Dar am și proiectele mele de care sunt foarte mândră. Cel mai recent este un taraf internațional alcătuit din 7 membri și cântăm muzică predominant din zona Basarabiei. Wow! Moldova. Ce frumos! Cum reacționează? Păi, îmi dau seama că nu sunt numai americani, că Chicago este Babilon. Da, da, este un Babilon, dar a fost primit de fapt de asta și am hotărât să țin viu acest proiect pentru că a fost primit foarte bine și muzica noastră a fost foarte apreciată și folclorul, dar și compozitorii noștri. Mhm. Frumos! Și înseamnă că nu ai uitat să cânti în română. Nu, cum să uit? Ai exersat mereu asta. Pentru că asta este... Asta este limba mea. Și în limba asta iubești, în limba asta... Și pe portughez, da. Tot în limba română, îl iubești până la urmă. Vă lăsăm în aceste momente în compania Ana Everling, cea care o să vă cânte la chitară și voce o melodie veche, dar sunt sigură că mulți dintre voi o să vă regăsiți în versurile și poate o să vibrați, pentru că este un pic alt fel de muzică decât poate v-ați obișnuit voi cu bumții-bumții, horă-horă. E ceva și pentru suflet. You beat a noastră, yo. Fioară, ce cântă-n van oricui, nimănui, neîmplinirea noastră să nu doară. Iubirea noastră ne desparte și cântul meu ucis, ca un vis, va rămâne închis în strune moarte, sub arcuș și
în acordul spulberat mai trăsar ca frunzișul legănat de amar. Visuri frânte care cad din gând în suflet ostenite. Vioară, ce cântă-n van oricui, nimănui neîmplinirea noastră să nu doară. Să